Bine v-am regăsit, prietenii nevăzuți, dar știuți, sunt Maria Gheorghiu și avem o nouă ediție a emisiunii Întâlniri Capitale. O întâlnire capitală care se desfășoară într-un cadru deosebit. Suntem la Gaudeamus, la târgul de carte anual, și aici am avut bucuria să o întâlnesc pe cine credeți? Pe Raluca, Raluca Blejușca. Bine v-am găsit! Da, o cunoașteți desigur, a fost pe rând Angels, apoi s-a hotărât să cânte singură și a fost Angel. După care am avut grijă de 5 angeli. Ai făcut o pauză de 10 ani în care ai crescut 5 îngerași. Ai mei, să nu creadă lumea că i-am crescut, că am crescut copiii altora. Și ai revenit anul trecut în forță, ca să zicem așa. Anul trecut ai revenit în forță pe scena Cerbului de Aur. Da? Da, unde am și obținut premiul pentru unde ai primit un cea mai bună interpretare a unei piese românești. Da, într-adevăr și foarte deosebită. Și acum ai renunțat și la numele tău de familie Blejușcă, ai rămas Raluca. Da, rămân la Raluca, simplu, da. Deci, dragii noștri, Raluca. M-a găsit pe YouTube așa. Cu Raluca, da. Da. Nu greșesc când spun că ești una din cele mai speciale voci din muzica românească. Mulțumesc. Eu sunt îndrăgostită de vocea ta și mai ales, eu mi-aduc aminte că ascultam de foarte multe ori, uneori și chiar și pe repeat, cântecul Speram să fii tu. A, vrei să vă cânt? Eu nu pot să mă obțin. Ce-ar fi? Ia spune un pic. Speram să fii tu lângă mine, speram să-mi asculți inima, speram să-mi spui ce bine, speram să fii tu dragostea. Asta înseamnă să ai voce și să poți cânta oricând, oricum. Da? Asta a fost ultima melodie pe care am cântat-o. Este o melodie compusă de Direcția 5 și a fost ultima mea melodie înainte de a mă înainte retrage. De a te retrage. Da. Foarte multă lume a speculat și în presă s-a scris foarte mult despre faptul că ai fi aderat la o anumită sectă, că te-ai călugărit, dispăruse-și cu totul din peisaj. Hai să spunem care este adevărul, Raluca. Da, adevărul este că nu m-am călugărit, n-am intrat în nicio sectă, sunt cât se poate de creștin ortodoxă, iubesc ortodoxia. Da. Și am făcut 5 copii, de asta am vrut să mă retrag așa într-un cont de umbră. Pot să spun cumva că mi-am ajutat și soțul, cumva i-am creat un climat pentru a crește el din punct de vedere social. Da. Soțul meu acum este magistrat, a trebuit să învețe, să ajungă la nivelul la care este acum. Și chiar nu am putut să mă ocup și de copii și de muzică, nici nu mi-aș fi dorit în perioada aceea, pentru că nu credeam că mă pot reîntoarce cu o muzică așa frumoasă cum am reușit acum să compun alături de anumiți compozitori talentați. Adevărul e că eu sunt fan, îți spun sincer că sunt fan Adrian Stavian. Adrian, dacă ne vezi acum, de suflet. Eu îți mulțumesc pentru toată muzica pe care ne oferi, dar ce ai făcut pentru Raluca este chiar special. Da, este un băiat deosebit. Este de al tău, de la Constanța. Este de al meu, da. Compunem împreună, cumva. Încerc și eu să mai intervin pe partea de orchestrație, mai dau niște idei, el îmi dă alte idei, de altfel, le șlefuiește. Cântecul pe care tu l-ai cântat la Cerbul de Aur e scris de Adrian, da? Da, împreună cu mine, Cântecul Cum din se noi. Numește? Cântecul din noi, pe versurile mele. Așa. O să-l ascultăm și noi astăzi în emisiune? Da, cu mare drag. Hai să începem chiar cu el. De ce nu? Sau vrei cu altceva? La Cântecul din noi nu am filmat un videoclip. Nu contează. E oricum este pe... Îl puteți găsi și pe YouTube. Da. Hai să ascultăm Cântecul din noi, pentru că e un cântec foarte frumos. Ok. Este dragostea ca o moară de lumină. Nu știu de unde începe, nici unde se sfârșește dragostea. E cântecul iubirii dintre noi, mă înalță către soare, mă schimbă, mă cuprinde, mă duce bucurie.
adâncă este dragostea, cum moară nesfârșită. E muzica ce vine de dincolo de lume pentru noi. E cântecul iubirii dintre noi, mă dansă către soare, mă schimbă, mă cuprinde, ascultat cântecul pe care tu l-ai cântat la Cerbul de Aur, da, anul trecut și ai luat premiu pentru cea mai bună interpretare a unui cântec românesc. Da. Dar ai mai cântat am mai cântat frumos, și melodia Oameni. Da. Spun că mi s-a cam zbârlit părul când te-am auzit cântând și mărturisesc că de atunci îmi doream să ajungi cumva să facem o emisiune la București FM că și s-a întâmplat. Datorită prietenii noastre, Dana Cristescu. Da, Dana Cristescu, cea care se ocupă de managementul meu, e omul meu de bază. Promart Creativ este cât se poate de... pe fază, ca să mă exprim așa, cu toate. Și se ocupă bine de tine și de imaginea ta, pentru da, că mai creează nou, numai evenimente da, de suflet da, frumoase, cu oameni da, frumoși. Așa cum a da, fost și evenimentul la care tu ai participat. La Gala Zeta, dacă vă referiți la Gala Zeta, organizat de doamna Andreea Marin. Am cântat acolo cu o parte din band. Ai bandul tău? Da, bandul meu. Hai să spune-ne puțin și despre ei. Sunt patru instrumentiști, da. Chitară clasică, chitară acustică, percuție de și de când lucrezi cu lape. Ei? Lucrez în evenimente, în concerte, da, apărem împreună. Da? Și de vreun an de zile. De vreun an de zile. Da. Okay. Dar jumătate de album, care o să apară la începutul anului viitor, l-am înregistrat cu Orchestra Metropolitană, condusă de dirijorul Daniel Jinga. Da, și aici cred că ne putem opri la cântecul extraordinar, scris pe versurile lui Radu Gir. Da, da, melodia Trepte. Melodia Trepte. Cântecul ăsta o să-l ascultăm și noi acum și o să vedem și un video, da? Da, un videoclip da, foarte frumos. Pentru cei care ne urmăriți doar pe 98 cu 3 FM, după ce ascultați emisiunea, să intrați și pe canalul YouTube București FM ca să vedeți acolo și videoclipul Ralucă-i Trepte, scris de Jean Costache. De Jean Costache, unul din oamenii cu care tu lucrezi. Cred că el și Adrian Stavian sunt compozitorii tăi. Acum urmează cu o altă să lucrez și cu o altă echipă de muzicieni. Cred că sunt cam cei mai tari de pe piață la momentul acesta, dar încă nu dezvălui. Nu spui nimic. Ok, o să aflăm noi la timpul potrivit. Oricum poți fi urmărită, ai spus că ai canalul tău, pe Facebook, în primul rând, să intre lumea Raluca Blejușcă și am și propriul canal Raluca, canal de YouTube. Cel de muzician, da? Da. Așa. Bun, ascultăm Trepte. Suferința pot de a
Da, este minunat cântecul, spun sincer. Și cred că genul acesta de muzică îți pune cel mai bine în valoare vocea. Te lasă să te desfășori așa în toată plenitudinea ei. Este un pop simfonic cu un inflexiuni din, cu inspirat din muzica de film. Din muzica de film. Da. Cred că dacă ar trebui să ne gândim cum ai început cu Angels și unde ai ajuns acum, ai făcut un salt uriaș. Da, asta este dovada că, nu știu, copiii m-au inspirat spre lucruri frumoase, de calitate. Da, da. Deși cumva, stând lângă ei, trebuie să fii tot timpul zglobie, veselă și cumva așa, cum copilă, atunci când vine vorba de muzică, sunt cât se poate de serioasă. Dar asta nu înseamnă că o să cânt numai muzică de factură aceasta profundă, pentru că, din păcate, știi și noi știm ce se întâmplă în muzica românească și în industria muzicală, ca să zicem. Și cumva încerc să le îmbin, încerc să fie mesaje de substanță îmbrăcate din ce în ce mai comercial, pentru a atrage și tinerii, pentru că ei sunt importanți. Da, tu ai ajuns acum la vârsta cristică. Este vârsta ale 33 de ani la care Iisus a revenit pe pământ și a făcut toate minunile. Te simți că ar fi așa un moment al tău de plinătate artistică? Da, este. Da? Chiar ați făcut o comparație frumoasă. Te simți și tânăr și matur, cumva între. Și pot să acum cred că sunt suficient de credibilă pentru a transmite mesaje. Ai fost întotdeauna atâta, doar că la 18 ani te-ai adresat un anumit. Chiar? Da, 13. De fapt, dacă stau să mă gândesc, când ai luat primele premii și ai luat premii internaționale foarte importante, ia spune-le despre ele. Cel mai important ar fi în Louisiana, trofeul festivalului. În New Orleans? În New Orleans, da. Alături de Soții Fugariu, cu care am colaborat o perioadă. Am luat și premiul pentru cea mai bună voce feminină la premiile industriei muzicale românești și în Egipt. Doi. Ai cam umblat și ai cam luat premiile. Da. Ce era de luat. Da. Ultimul turneu în care am fost a fost în Canada, în toată Canada. Așa, când a fost asta? Exact, înainte să mă retrag. Deci am acum dat 10 ani, cumva tot ce am considerat că am avut. Dar atunci știai că o să te retragi, îți doreai să faci lucrurile astea? Da, doream. A fost un declic la un moment dat. N-a fost chiar așa. Propusesem cumva să renunț, dar nu am putut chiar din prima. A trebuit să termin cu toate obligațiile contractuale, cu Kid Music, Fundația Phoenix, cu care lucram atunci. Am simțit pur și simplu că începe o altă etapă din viața mea. Eram și în preajma bacalaureatului, am vrut să-l și iau cu notă aproape de 10. Am intrat și la facultate, la facultatea de asistență socială, sociologie, a urmat și un master pe consiliere în asistență socială. Te ajută copii. Facultatea pe care ai făcut-o? Da, sunt cumva, am partea asta așa de social în mine, mi-ar plăcea să mă implic și cumva ceea ce fac acum cu doamna Andreea Marin. Asta, ne întoarcem la gala la care și muzica participat. Și social este extraordinar. Cum ai ajuns să fii aleasă de Andreea Marin pentru gala asta? V-am spus, în cadrul unei emisiuni în care ne-a rămas impresionată de vocea mea, a plâns. Și mai ales de un cântec, nu? Da, mai ales de melodia Mesaj. A spus că este melodia ei preferată. Păi, poate că ar trebui să ascultăm și noi, pentru că și eu, după ce am ascultat-o, pot să spun că este una din melodiile preferate, pentru că ai mai multe foarte frumoase. Ascultăm și cântecul Mesaj. Privește! Puiul de vârturi plânge după mama lui și eu mai plâng după tine, mamă, ascultă! Și am primit un adăpost plin de căldură și luminos. Am respirat odată cu tine, te auzeam când vorbeai de mine. Dorul de tine zilnic creștea, să te cunosc, să prind mâna ta, o mamă.
te-am strigat să mă auzi de oriunde. Aproape de tine era ușor. Stăteam prin lumină ca pasăre în zbor. Mamă, aripa mea deodată s-a scânt și m-am trezit singur zburând. Cerul din lume încet m-a cuprins, când brațele tale nu m-au mai prins. O, mamă, ascultat cântecul Mesaj. Dragii mei, la Întâlniri Capitale, în această seară, o avem pe Raluca. Fostă Angels, fostă Angel, fostă... Fostă și actuală și Raluca. Actuală Raluca, da? Căsătorită, blejușcă. Blejușcă, da. Așa scrie în buletinul tău așa și al copilor tăi. Și pe Facebook, așa mă găsește lumea. Da, ai și cont de Instagram, pentru că... Am și cont de Instagram, sunt mai activă pe Facebook, recunosc. Da, îmi place să și povestesc lucrurile pe care le fac și mi se pare un pic mai... Mai bine pe Facebook decât pe Instagram. Spune-mi, copiii tăi, copiilor tăi, le cânți? Le cânt, dar nu și când îi adorm, pentru că eu am vocea puternică și n-am cum să îi trezesc dacă le cânt. Au voce așa, fiecare dintre ei au așa ureche muzicală. Încă nu am cumva descoperit așa. Da. Eu de la 10 ani cânt și se vedea de atunci că am o anumite aptitudini. Cel mare începe acum cursuri de chitară. Cel mare are? Are aproape 11 ani. 11 ani. Hai să facem așa puțin. Casiane la cursuri de karate, da? Maria la balet. A, așa, așa. Cea mică Anastasia aici, ea e cea mai mică, are 2 ani și 3 luni. Oh, și te lasă, te lasă? Chiar astăzi este singura zi în care n-am mai venit cu niciun copil la București după 13 ani în care am fost mereu ba cu 1, ba cu 2, ba cu 3 după mine. Dar totuși în 10 ani 10 ani și ceva, hai să zicem, să faci 5 copii, nu prea ai avut pauză. Ai făcut nu așa prea, la da, foc cam, automat. Cam la 2 ani diferență. Da. Ai putea să aduni nopțile în care cu adevărat ai dormit? Toți cei 12 ani în care nu am dormit. Nu, n-am dormit nicio zi. Nicio seară. Nu se vede. Nu se vede pe tine. Se vede că ești un om primit. Ce mai prindeam așa pe la amiază, cât un sfert de oră să țipesc. Se vede pe tine că ești un om împlinit, ești foarte frumoasă și cine se uită la tine nu spune că ai 5 copii. Da. Da, da. Și o voce așa cum este vocea ta.
Bun, o să ascultăm pe final încă un cântec, dar până atunci hai să mai discutăm care sunt planurile tale în continuare, ce vrei să faci în continuare. E clar, ți-ai făcut din nou simțită prezența în peisajul muzical românesc, da. Și foarte bine. Mai ai așteptări? Compun în continuare, da? Muzică frumoasă alături de compozitori deci mari. Deci compui și da. Tu, nu numai. Și eu mă implic pe versuri, da. Și la videoclipuri m-am implicat și pe partea de scenariu. Da, da. Da, nu am vrut să mi se impun așa ca pe vremea Angel, stai așa, stai. Așa, așa. Am vrut să mă implic și eu. Urmează să lansez albumul, m-am spus. Așa, când ai idee? Cred că la începutul anului viitor. Da, sunt gata piesele, mai sunt ai? Sunt gata, doar mici șlefuieri, șlefuiri pe pal. Da. Pe aici, pe acolo. Majoritatea sunt cântecele tale sau? Jumătate, da, le-am compus cu diversi compozitori, în principal cu Adrian Stavian. Și sunt și compoziții proprii. Da. Ai încercat să scrii și versurile? Sau? Da. Pentru mine versurile sunt de multe ori mai importante ca muzica însăși. E foarte important mesajul pe care îl transmit. Da, apropo de mesaj, mi-a plăcut foarte mult faptul că tu ai un crez. Ia spune-ne, care este crezul tău? Am mai multe, nu știu acum la care vă referiți. Important să-ți faci datoria. Așa. Dăruind. Asta. Și atunci vor veni încet, încet oameni care să aprecieze ceea ce faci. Cred că asta face un artist adevărat. În momentul în care conștientizează faptul că este un artist, el trebuie să dăruiască. Da. Și mai departe, universul se strâng își încet, face încet treaba. Oameni frumoși în jurul tău. Da. Ai simțit, ai lucrat în industria asta, ai fost atâta vreme în industria asta muzicală și acum fac o mică paranteză. Ai simțit cumva că există și vedete, că nu pot să spun artiști, care nu sunt neapărat dăruiți și care totuși au avut succes? Cum i-ai privit? Da, nu sunt eu în măsură să judec, nu vreau să judec ceea ce se întâmplă. Nu trebuie să dai nume. Ai simțit lucrul ăsta? Da, din păcate se pune foarte mult accent pe imagine și mai puțin pe calitate, pe ceea ce transmiți, dar totuși mă bucur că... Asta a fost și motivul pentru care la m-am retras atunci, renunțat. Pentru că atunci nu se cânta decât dance. Da, acum poți să-ți selectezi publicul, să mergi pe nișa ta de public și... E mult mai bine să te adresezi persoanelor care chiar sunt interesate de o muzică de calitate. Da. Eu visez să te văd așa într-un spectacol mare cântând cu orchestra metropolitană. Da, nu cred că se va întâmpla. Da? Da. Ai deja în plan sau nu poți să spui nu mai pot mult? Nu pot să spun, dar mă veți vedea ori cu orchestra, în concerte mai mari, ori cu bandul meu. Da, așteptăm. Ești în Constanța, ești cumva, hai să spunem, acum nu sunt e în Tulcea. Acum ești sunt în Tulcea, da, unde este soțul acolo. Cu munca, de câtă vreme ești în Tulcea? Aveți o informație pe care nu știam. Sunt de mai bine de 5 ani în Tulcea. Bun. Da. Și nu te simți așa oarecum izolată? Nu, pentru că și atunci când eram eu mare vedetă, stăteam în Mangalia. Veneam în București pentru emisiuni, apoi mă întorceam la mine acasă. Nu, este bine să ai un loc unde să te refugiezi liniștit, să poți să creezi, să poți să te ocupi și de copii. Agitația Bucureștiului e greu de suportat pentru mine, care sunt mai... Ești o fire așa mai... Mai meditativă, îmi place să am un loc în care să pot să creez. Și Tulcea e numai bun de... E bine așa. E ok atunci. Foarte bine. Bun, hai să vorbim puțin și despre cântecul pe care o să-l ascultăm în finalul acestui interviu. Este vorba de ultima mea melodie, la care am filmat și un videoclip, realizat de George Fotografescu și Ionuț Mihalache, la melodia Iubește iubirea, așa. Pe versurile lui Mihai Morar. Cum ai ajuns tu să cânti pe versurile lui Mihai? Ți-a dorit el sau ai găsit am așa? Am găsit o poezie de-a lui, pentru cine nu știa că el și compune versuri. mi-a captat imediat atenția, imediat am vorbit cu Adi, am compus melodie, am mers în studio, i-am făcut și o surpriză la emisiune. A rămas profund impresionat, a spus că e una din cele mai frumoase voci din România, că la complet și vocea mea, a fost emoționat și a plăcut foarte mult ceea ce a ieșit. Deci Iubește iubirea. Da, asta o să ascultăm. Raluca, eu îți doresc mult succes în continuare, să-ți crească mari, sănătoși copii și de ce nu, să-ți urmeze calea. Sau nu-ți dorești vor asta? Vrea, nu știu, fiecare cu... Ți-ai dori să ai măcar unul dintre copii care să ducă mai departe? Da, dacă... Va vrea să cânte ceva frumos. Da, normal. Încă nu ți-ai dat seama dacă sunt dăruiți cea pentru mică, muzică. Cel mai mult cântă, cea de 2 ani. Ea cântă de la una jumătate, dar chiar cântă. Da. Da. Are urechea muzicală foarte bună.
Să ți se împlinească toate și noi așteptăm cu mare interes albumul tău cel nou. Da. De anul viitor o să te urmărim așa, ca să știm. De anul acesta mă urmăriți. Dana Cristescu, da, o să ne anunțe cu siguranță când o să fie, o să ne țin la curent și atunci probabil că o să revii la București FM să ne povestești mai multe. Are și un titlul albumul tău? Sau încă nu te-ai gândit? Nu știu, cu fiecare melodie pe care am mai compus-o m-am gândit că ăsta este perfect titlul pentru album, dar sunt atâtea de multe melodii frumoase încât nu m-am hotărât. Probabil iubește iubirea, nu știu, mesaj, nu știu, toate se potrivesc. Mesaj. Mesaj scurt bun, pentru că dacă ar trebui să te descriu într-un singur cuvânt, cred că acesta ar fi mesaj. Da. Deci aș mai adăuga aici și frumusețe, și inteligență, și multe altele. Da. Ai toate aturile pentru a fi cu adevărat ceea ce eu consider că este un artist adevărat. Raluca, îți mulțumesc tare mult. Mulțumesc din suflet și eu. Nu-mi iubi sărutul, va îmbătrâni. Nu-mi iubi ochii, se vor închide. Nu-mi iubi mâinile, te pot trăda. Nu-mi iubi cuvintele, se vor sfârși. Nu-mi iubi salutul, nu-mi iubi ochii. Nu-mi iubi mâinile, te pot trăda. Nu-mi iubi cuvintele, be cool, be fresh, be FM.